Sigur că mai aveam să arătăm că și tot unghiul ăsta e cât ăsta tot. Dar pentru asta trebuie luat dintre unghiului celălalt. A, D, B. Ce-a? Și D, C, B. Ca să ne iese unghiul opus. Așa a spus problema. Să arătăm că D e cât B și că A e cât C. Da, domn profesor, dacă avem unghiul D, C, A, congruent cu unghiul C, A, B. D, C, A. Așa cu ăsta. Da. Și ăsta cum vrem cu ăsta? Da. Și suma lor e suma lor. Sigur că da. Foarte clar. Dacă ăsta e cât ăsta, ăsta e cât ăsta. Ce să mai bate în cap? Suma lor cât suma lor. Sigur că am putea să-i luăm triunghiul ăsta și cu triunghiul să repetăm definiția. Și triunghiul fiind congruente, din nou unghiurile acelea sunt congruente de unghiurile. Dar ea spune, ce mai pierdem timpul? Câtă vreme ăsta e cât ăsta? Și celălalt e cât ăsta? Ele și sunt adiacente. De cine? Suma lor egal cu suma lor. Și atunci problema e rezolvată. Hai să scriem și asta. Deci cum B, A, C. B, A, C. E congruent cu... Deci B, A, C. Cu A, C, D. A, C, D. Cu A, C, D. Este scris acolo. Da, 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 da. Alternintele. Alternintele, da? Da. Și de desubt. De mă ce A... C-A-D egal concret cu unghiul A-C-D plus A-C-B așa plus A-C-B adică cine este B-A-C plus C-A-D unghiul A tot așa puteți să-l știți de trei litere B-A-D unghiul B-A-D pe scurt, cum ai zis mai înainte, A, cu unghiul C, adică cu B, C, D. Și terminat problema, punctul B. Da. Da, punctul B. Punctul A. Punctul A ce era? Ce? Măsura unghiului A plus măsura unghiului D egal cu 180 grade. E, aici. Și zici, demonstrați că oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Basta. Ne-au oprit noi la A plus D. Da. Să demonstrăm că A plus D. Sigur, și alte două tot așa se da. O carte. D-U-B-C-A. B-C.
de ce? Nu se pare că poate. Da. Întârzi la ce loc? Ce nou ar vrea? Asta te poate fi privită ca o secantă. Așa. Da. Așa, așa. Nu deci... putea să luăm și acu ce? Da, de acord, dar ne mutăm la altă. Ne focalizăm într-o idee, adică... Că dacă ar lua la acu ce ar fi între opoziție și congruențe? Care ar fi așa și ce? A-u cu C-u sunt congruente, dar nu sunt opuse la vârf, sunt opuse în paralelogram. Cum arătați? Atenție pe copii, e simplu problemă. Slab, deci astea două paralele. Nu deloc, nu calc pe pedală ca să mă duc eu, ci aștept de la ei. De, nu cumva e egal cu ăsta, așa de supra. Acum ai. Nu. Din ce motiv ăla cu ăla? Alterne externe. Nu sunt alterne externe. Am corespondit de paralele. Așa. Unghiul ăsta, e cât ăsta, ca fiind unghiuri corespondente. A, da, și acum, da. Și unghiul de aici, se întâmplă ca mai să mai fiu și sunat de câte ceva. Da, Ionuț. Salut. Așa. Ia să opresc eu pe... Am uitat-o. Am uitat-o, da. Ioana, până unde ai ajuns tu? Tot până aici, nu? Unde e pe redactarea ta? Până la ce am ajuns? Și la ce era vorba? B-O egal cu D-O. Adică acele opuse sunt congruente, nu? Da. Adică diagonalele se înjumătățesc. Asta, da. Asta era. Deci asta era problema. Deci diagonalele se înjumătățesc. În momentul de față, toate lucrurile sunt clare. Că trebuie existat, că sigur, avem toate informațiile aici. Nu încă pe discuții. Deci tu ai urmărit până aici, un pic aici la geometrie, lucrurile par a fi mai dificile, dar ai toate șansele, Ioana. Ioana, trebuie să spun că merită să insiști foarte tare pe chestia asta, că discuția de astăzi, eu sper că ți-a fost foarte folositoare, clară, și că trebuie să ai încredere în tine, că tu poți să urmărești foarte atent lecțiile și să faci din asta... Cum să spun, să ducem proiectul acesta la bun sfârșit, pentru că, nu știu dacă ai văzut, eu am pus filmulețul de discuție data trecută, îl pun și eu pe ăsta acum, când terminăm noi discuția, și nu îți închipui ce șanse mari au toți copiii. Suntem la și bateria, mulțumesc!